bagi în pământ! Lasă-mă pe mine să mă ocup! Vezi, mă sacrific pentru tine ca să te scap de la moarte! Hai, te rog, te rog, te rog, te rog! Mai tăi, nebită întălăule! Crezi că te descurci tu mai bine cu Baros sau ce? Dar ce problemă ai tu cu Baros? Ce probleme am? Mi-am mărit taxa de protecție! Căci că nu e corect ca să plătesc eu la fel cât plătesc patronii cu spațiile închiriate! Că eu ci că am profit mai mare, pentru că este spațiul meu și nu plătesc chirie! Păi și nu-i corect ce Baros? Chiorete! Mă, tu cu cine ții, mă? Tu n-ai înțeles, îmi cere taxă de protecție ilegală! Dacă nu te pui plângere împotriva lui Trânsu, nu e ilegală deloc! Când te hotărăști să mă anunți! Sau, mă rog, poate vrei să îi mânezi personal plângerea lui șefa, ca să-l faci gelos pe Poponeț. Că să și uită șefa la ăsta. Dacă suntem parteneri, asta nu înseamnă că nu trebuie să mă mai și respecti. Ce te face pe tine să crezi că mă interesează șefa? Bă, eu pot să am orice femeie din orașul ăsta, mă, dar ce zic eu din oraș, din lume? Eu n-am nevoie să umblu cu gaborițe obosite. Obosită? Ce n-aș da să fiu eu ăla care obosește? Păi și de ce nu încerci gogoșarule? Ca cu bani ai, sexul zeului ai fost, două, trei cărți la viața ta ai citit? Ce cărți ai citit ăsta, mă? Armana, e și un rebus. Te rog, dă-ți bajul de mine? Da. Adică nu se uită șefa la Poponeț, care-i jumătate de mine și se uită la mine, care-i cu tonamilă, eh? Nu se uită la ăla, căci că fiindcă nu-i permite regulamentele, că suntem colegi. Noi doi. Da, așa, în particular, Trâns ar cam fi interesată de o relație stabilă. Că ușor, ușor ar trebui să așeze la casa ei, că nu mai e chiar la prima tinerețe. Dar nu zen era discuția noastră, subiectul era cu Baros. Eu zic, dacă aș fi în locul tău, să dai o fugă pe la secție, să fii văzut pe acoalea. Că sigur o să afle și Baros că ai trecut pe acoalea. Îi bagi gheață la inimă de lămăsa și cine știe, poate îți reduce tasa de protecție. Da? Și dacă mi-o triplează ca să se răzbune că l-am părât? Păi foarte bine îți face dacă îl părăști. Chiorete! Ce tâmpit e ăsta? Îi dovedești că se înșeală de lămoașa sa și n-ai depus nicio plângere. Îi zici că ai trecut pe la secție ca să te vezi cu șefa. Că doar i-ai spus că sunteți prieteni, nu? Da. Hai noroc, mă. Dar ce onoare! Ce-i mă cu tine pe aici? Vin să ne vezi? Nu ne vezi în fiecare seară? Ba da, mă, dar aici sunteți în exercițiu funcțiunii, sunteți mai impozanți așa. Haide, bă, zi, sigur pentru noi ai venit? Păi pentru cine, mă? Auzi, dar lasă că te las să lucrez ca să nu te mai deranjez. Mă scuzați! Nu face nimic, eu n-am fost atentă. Lăsați că nici eu n-am prea fost. Puteți să... Să? Să-i dai drumul, pupăză! Da, sigur, cum să nu? Mă scuzați, v-am lovit din nou, îmi pare rău. Nu face nimic, că sunt obișnuită. Că doar în capul meu se spar zilnic problemele secției. Da. Lăsați că mă ocup eu de... Ca să le... Lasă că sunt o dosare de servici și le strâng eu, că nu știu. Ceva probleme la bar, domnul Popoza? Nu, am venit doar ca să le aduc lor cheia de la casă, că ei sunt mai împrăștiați așa și au uitat-o. Nu arată nimic. Mersi frumos că te-ai deranjat. Și acum du-te repede la bar, că poate faceți inventarul și dacă nu ești acolo o să iasă prost și zici că te-au curat. Da. Permiteți? La revedere, să știți că mi-a făcut plăcere. Și mie. Da. Poftiți, șef, haideți. Intrați. E frumos, mă, și curat, și intim, și... Tata, e mică șeful. Cu greu pot sta două persoane decent aici. Păi și totuși locuiesc trei. Că mărlanul face cât două. Da, dar el n-are mari pretenții, să știți. Ar sta și în canal cu Mateescu. Păi atunci tremete-l acolo. Nu pot, șeful, că știți că sunt miloasă. Dar dacă n-ar fi vorba de el, aș fi stat bucuroasă cu dumneavoastră. Mirabela, chiar așa e cu... Lasă
lasă că ești tu cu mine. Nici eu n-am voie. A, păi asta e bine, că înseamnă că nu o să spui nimănui. Dar zi mă, ce-i problema ai, că te rezolv eu. Cum să mă rezolv tu, Poponețule, că n-ai cum, că eu nu sunt gay? Băi! Ce? Păi tu ziceai că nu te interesează șefa. Ce să fac, mă, mi s-a făcut milă de ea. Ah. Că dacă nu lasă regulamentul să se cupleze cu voi, mă sacrific eu. Că doar nu o să lăsăm bunătate de fată să îmbătrânească degeaba, nu? Hai, mersi de asistență și fii atent. Să-i spui că e de la mine. De la mine. Lasă. Chitră te cheamă, Chitră să-ți rămână numele în veacul vecilor. Da. Trebuie să luăm măsuri imediat. Că dacă vine un control de sus și îl găsește pe mârlanul acolo, dăm de belea. Că nu are niciun drept legal să stea la ea. Ce, sunt căsătoriți? Înțelegi ce vreau să spun? Da, să trăiți. Aș trăi eu, dar nu mă lasă mârlanul. Mirabela, urgent la mine. Da, să trăiți. Mirabela, avem o problemă. Trebuie să-l muți pe mârlanul de la tine. Că a aflat domn Chestor că nu are forme legale să stea acolo. Că nu sunteți căsătoriți. Și dacă se află la centru, dăm de belea. O doroc pervers. N-are forme legale, șefa, pentru că n-am avut timp să facem nunta, dar noi suntem locotiți? Poftim? De când? Păi și de ce n-ai zis nimic secretoasă? Pentru că... pentru că nu ne-am permis să facem petrecerea de logodnă și ne-a fost jenă. Da, nu era nevoie o șampanie acolo și gata. Vai, ce mă bucur pentru voi. Hai să fie într-un ceas bun și casă de piatră. Mulțumim, șefa. Auzi, ai idee cine a pus pixul ăsta pe biroul meu? Nu te lași, nu? Tu vrei să-ți iei amendă zilnic? Dar nici le-am tras cu urechea disperat-o. Nu m-am mișcat de aici. Nu la ușă mă refeream, la cadouri lipicat ei lui șefa. Și măcar te-ai luat ceva de Doamne ajută, dar un pix mă chitră. Ce pix? Dar nu-i de la mine, e de la pupăză. Șefa crede că e de la mine? Șefa? Bă, tu ești sinucigaș. Nu vă jur, jur, nu e de la mine cadou. Nu, dar cum credeți că aș putea să vă cumpăr așa ceva ieftin? Dar nu la asta mă refer, agent. Ce cauți în biroul meu fără să anunți? Mă iertați să trăiți, dar a fost caz de urgență. Nu vreau să-mi iau nicio amendă. Pupăză a venit și v-a adus cadou și eu am intrat să vă spun că e de la el. Că altfel nu intram. Pupăză? Da. Păi nu ziceai că el nu face cadouri? O fi intrat în probele și vrea să mușapanizează dumneavoastră cazul. Șefa, da, sunt acasă, crezi că fiindcă intru într-o dată noapte să trăiți. Avem vreo intervenție, ceva, că eu acum într-un suple zbor la secție. Da, e lângă mine. Dorița vi-l da la telefon? A văzut cadou? Dă-mi-o. A, nu vrea. Am înțeles să trăiți, îi transmit. A zis să încetezi cu cadourile astea de 2 lei, că la trânsa nu merge cu chestii dintr-astea, da? De 2 lei? Nu zici că și mie mi s-a părut cam scump. Mă miră treaba asta. Te-ai simțit generos sau care-i treaba? Bă, dar nu e de 2 lei, mă, e de 200. Mai trebuie să mai pună 2 zerouri. Păi lângă alea 2 zerouri, poate ar trebui să mai pui și tu unul, pupăză, să fie cu 3 zerouri. Cadou de 200 îi cumpără Poponeț. Mă rog, dacă mai rămâne ceva din salar după ce își plătește amenzile. Vrea să facă nuntă cu mine. Bă, dacă ai venit acest mei la mișto în propria casă, sau mă rog, vorba vine, te încii cât ești tu de organ, auzi? Bă, tu nu ești împit, n-auzi că am auzit-o eu cu urechile mele când îi zicea ia cu gura ei lui șefa? Sunt draguna, vrea nuntă și nici măcar nu ne-am pupat. Păi tocmai de-aia vrea, mă, ca să fie liberă la pupat. Că e fată de la țară, mă, și respectă tradițiile, mă. Abia pormă sare la vecin. Mâncaie-ți cu mințenii de păpușă. Bine că mi-ai zis că nu ceream în vecii vecilor. Auzi, nu vrei nefinas? Ce? Naș, mă, de ăsta de necunună, care... Nașul, da, nașul, da, da. Ce faci, mă? O aștept, că vreau să-i dau personal.
Să nu mai creadă că e de 2 lei. Degeaba o aștepți, că e plecat într-o misiune. A, pupăză. Da. Nu ți-a transmis Chiorete ceva din partea mea despre cadouri? Ba da, și m-am și conformat. Ăsta nu mai e de 2 lei. Deci continui cu corupția. Agent Poponeț, condul pe domnul Puvăzănares pentru dare de mită. Că dacă el se joacă cu poliția, poliția nu se joacă cu el. Ți-am zis să pleci. Ți-am vrut bine. Dar să-ți puțin, dar nu-i mită. Dar nu-i mită, e pur și simplu. Nu e, nu, pleci aici. Să trăiți, domn Chestor. Mă scuzați că vă deranjez. Știți, cazul Mârlanu a intrat într-o nouă fază. Sunt un prag de nuntă. Măi, nu-mi vine să cred că m-ai mințit în față. Bănuiesc că și nunta tot din milă o faci, nu? Domn Chestor, stați puțin, că nu-i vorba de nicio nuntă. O înțeles șefa greșit. Eu vorbeam din nuntă în general, că o să mă mărit, dar n-am specificat când și cu cine. Când nu, dar cu cine ai specificat? E vorba de Mârlanu. Ziceam că bărbatul din ziua de azi îi Mârlan șeful și n-am găsit pe nimeni care să corespundă. S-o încurca șefa, nu înțeles bine că sărăcuța are atâtea pe cap. Deci nu va fi nicio nuntă? Normal că nu, șeful! Oh, mă, Mirabela, mă! Mirabela! Vrei să fiu soția ta? Asta, vrei să fii soțul meu? Vrei să ne căsătorim împreună? Mârlane, tu ai nebunit? Noi nici măcar nu ne-am pupat! Las, dragă, că o să avem timp după curunie, dacă ne pupăm să umflăm buzele ca la Camila. Șeful, însă o petrecut o încurcătură. O înțeles de la șef, aș el greșit ca și dumneavoastră. Păi atunci dai omului un răspuns ca să descurci încurcătura aia. Mârlane, nu vreau să mă însor cu tine. Atunci, mă scuzați, eu nu mă bag, vă las să vă rezolvați problemele. Dacă nu pleacă, îmi dai un telefon și chem mascații și le evacuează imediat. Pa, mă, Ginerico! Pa, șef. Îl omor! O să-i pup florile astea pe piept! Mârlane, ești inconștient? Cum o să omor, mă, dita mai Chestorul? Nu pe el, pe Poponeț, că la mea că vrei să te măriți cu mine! Poponeț o zis? Da! A zis că te-a auzit când vorbeai cu șefa aia, da! Micinos ordinar, dacă... Nu minti! Nu! Nu am mințit! Nu! Păi și atunci... De ce m-ai recuzat dacă vrei nuntă? Nu vreau nuntă, Mârlane. Eu ziceam doar așa la secție, ca să scăpăm de domn Chestor, că știi că dacă nu suntem soț și soție, tu n-ai dreptul să stai în locuința de servici, mă! A, deci totuși ții la mine dacă vrei să stăm împreună. Dar de ce nu vrei să te măriți? Mârlane, tu n-ai bani din nădraș și vrei nuntă? Stai așa, fă o lecuță de chiac și apoi vorbim de treburi de astea. Vreau să organizați niște filaje la El Macho, că poate îl prindem pe Baros când ia taxa de protecție. Să-i dovedesc lui Pupăză că nu era nevoie să-mi dea șpagă ca să-mi fac datoria. Pupăză va da șpagă? Nu pot ce-a crede. Uite dovada! Asta nu-i șpagă, șefa. E un cadou, că am văzut eu cu trânsul când l-a luat. Păi știi ce naiba nu mi-a zis? Sau stai, că de fapt mi-a zis Poponeț? Poponeț v-a zis că Pupăză vă face curte? Nici asta nu pot ce-a crede. A nebunit lupul. Îmi cer scuze, am crezut că ai probleme cu Baros și îmi dai șpagă ca să te ajut să le rezolvi. Eu? Probleme cu Baros? Păi eu am fost dita mai soldatul NATO. Eu am văzut moartea cu ochii. Credeți că mă mai sperie ceva? Și cu atât mai puțin un pârlit de interlop. Am zis și eu așa, ca să am motiv să vin pe aici. Ca să-ți vezi prietenii, nu? Da, dar și ca să-mi fac alții noi. Păi atunci, dacă nu depui plângere împotriva lui Baros, eu mă duc să-l scot de sub urmărire. Mai vorbim. A, de-abia aștept. Și mersi pentru cadou. E, cu mare plăcere, sigur că da. Atentule. Servesc patria. Măi, măi, pacoalea, gata cu popica gratis. Hai! Credeți că mi-am dat seama că vă place de ea? Dar fi o mare greșeală să vă mutați aici. O să vă iască presa că v-ați cuplat cu o subalternă mult mai tânără și o să treceți drept imoral.
Mai bine mă ajutați să rămân eu aici ca să vă fiu paravan. Și Mirabela o spară cuplată cu mine. Noastră puteți să o curtați în liniște. Plus că dă și bine la imaginea poliției. Că dacă o polițistă stă sub același acoperiș cu un preot, clar nu-i coruptă, că ar trăzni o bunuțul drăguțul de Dumnezeu. Mă, Lale, mă, tu te-ai deșteptat. Și-ai și încă de când? După la vreo 6 m-am trezit. Bravo, mă, știam eu de ce te țin cu mine. Măi, Mirabela, păi ai uitat obiceiul până la nuntă fără... Da, corect, m-a luat valul. Mersi că m-ai adus cu picioarele pe pământ. Păi, dacă nu eu, atunci când? Rosale, orice ți-ar fi spus, oricine, să știi că sunt numai minciuni. Eu am fost la secție doar ca să-i dau un cadou lui șefa. S-o convinc să... Să anuleze virajul pe care mi-l pregătiți aici. Bravo, mă, popozor! Așa te vreau, mă! Băia bun, mă! Uite, ca să vezi că sunt și eu la fel, îți anulez taxa de protecție. De tot? Pupăză, nu-ți forța norocul. Doar luna asta, că am zis băiat bun, nu prost. Ce cu ăsta cine, mă? L-am primit șpagă. Șpagă? Da. Păi și mie de ce nu mi-ai zis că parcă era vorba să împărțim jumii-jumat, frătește totul, nu? Păi cum să împărțim ăsta, mă, jumii-jumat? Uite așa bine, aflăm cât coastă și îmi dai contravaloarea. Partea mea. Păi, dar nu să... O, gând la gând cu bucurie, că ăsta e tatăl prețurilor. Bă, prietene, ia să ne spui și nouă cât face ce avem noi acelea în lăuntru. Mă! Ăsta e cadou pe care l-am adus eu lui șefa. Puneți, mă, că e șpagă. Păi da, e șpagă... Pentru șefa de la pupăză. Dar eu l-am luat ca să te salvez, prietene. Înțelegi? Ca să nu existe corpul delict. Ai văzut? A doua oară n-am mai putut. Da, 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 da. E, mersi, prietene. Păi atunci dacă s-au lămurit lucrurile, ia-l și du-l înapoi pe birou la ea. Și du-l și pe ăsta. Am văzut că mi-a făcut pupăză cadouri și te-ai gândit să contraataci, nu? Păi dacă mi-ai făcut cadourile astea, va trebui să mai faci unul. Vă fac una câte ce să fie? O amendă micuță! Că pupăză nu e coleg. El poate să-mi facă cadouri, tu nu! Au, merciunii! Că la școală m-a stras! Mi-a zis că dacă strâng cheag... Mă ia de nevastă! Bă, am fost la piață, am strâns cât cheag, am prins, am luat, am făcut și brânză! S-o cuceresc cu două, trei bucăți de brânză, că nu știu de care îi place. Mai sărată, mai dulce, mai acră, mai ca la țară, mai... Mirabeluța! Am sosit, draga mea! Ce cauți la mine acasă, mai fractori deosebit de nevoluci? Nu, nu, da, Mărloane, că eu sunt... E chester, uite, asta e falsă. Dumneavoastră erați, mă, ce m-am spus. Da, eu... Păi eu înțeleg că sunteți ditai chestorul, că aveți funcții, că aveți o vârstă, dar nu ți-e rușine, bă, să intrați așa pe ușă, fără să bateți, cum spune 5-7 ani, dacă ați intrați ca brânză. A, brânză. Moartea mea, tele mea, o mă... Moartea... Moart... Băi, no. Las! Las! No. Băi, doi chestori să trag una, e bună brânza, mă scuzați că revin la vorba anterioară, dar vă rup capul dacă mai insistați cu ce căutați aici. Păi, nu mai știi? Planul nostru? Care plan? Rade, ce-am vorbit noi mai devreme, a? Ce-o vă? Că poți să vină oricând aici, mai ales când ești și tu de față, să-i fac curte Mirabelei? Că mă acoperi? Vă acoperi? Da. Aduc o pătură de living. Nu, nu, uite, de-aia mi-am luat și pălărie și ochelari și mustață să mă ferez de presă. Acum ai înțeles? Domnule, parcă vorbesc cu un perete. Mirabela unde e?
Făpereț, ăsta e... Șterge peștii de brav pe Dâmbovița, e... Trebuie să întoarcă, acum trebuie să apară. Da. De-aia tocmai am pregătit o surpriză. O... Să mai iau o bucată. Ia, bată de oaie. E de, da, e oaie de oaie moartă. Că vie n-a putut să mulgă. Mirabela, ai venit! Tom Chester! Da. Tocmai vorbeam de tine. Da. Îți face surpriza că am venit la tine? Da, da, ce surpriză! Am o propunere picantă. Vreau să... O țățarie, da? Vreau să... Vreau să... Te invit undeva numai... Am intoleranță la lactate. Am mâncat brută de la ăsta. Da, mă scuz, mănânc puțin. La locomanda, că nu curge apa, e închis la baie și până mâine nu-i dă drumul. A, mă scuze. Iau ala asta, du-te lângă casa liftului și acolo. Da. Nu aici, ca să-mi spun. Mă scuz, revin, nu mai intră. Repet, la casa liftului, după scări, chiar mă cer cu administratorul. A fost scăpaci. Mă, Mirabela. Eu te ce m-am gândit eu. M-am gândit foarte bine la ce mi-ai zis tu ieri. La cheagă. Și am ajuns la concluzia că... Am ajuns la concluzia că ai dreptate. Trebuie să fac ceva ca să te însori cu mine. Ce forță! Deci, așa că am luat altitudine și spre zi rezultatul. Poftim, am făcut-o eu. Brânză? Mârlani, ai produs lapte și ai făcut brânză? Am adunat chiar și am strâns brânza, că am făcut exact cum ai zis. Deci, acum cred că suntem pregătiți. Ia zi! Mirabela, ajută-mă! Să încerc asta. Mirabela, vrei să fii soția ta? Vrei să fiu nevasta mea? Vrei? Vrei fă să te iei cu mine? Bunețule, nu prea ai cum să mă rezolv, că eu nu sunt gay. Nu prea ai cum, Poponețule, că eu nu sunt gay. Adică... Da, tu parcă... E, lasă. Să-ți rămână numele de chitră. Auzi, nu vrei să fii nas? Ce? Nas, bă, de ăsta de necurună, care-i nasul. Nasul naci? Așa, bă! Mai, cum să mă fiu?